Care sunt efectele negative ale regretului? După colț mai stă și depresia, îți dă de mână, îți spune, salut, eu te aștept. Eu, de exemplu, am foarte multe regrete. Dacă tu, de fapt, ai regrete, înseamnă că ești sănătos. El poate să apară și atunci când eu, de fapt, cred că eu am fost responsabil. Cumva trebuie să te ierți pentru anumite greșeli și acțiuni pe care tu le regreți. Să accepți trecutul, să fii bucuros de prezent și să speri la ceva mai bun. Mi se pare cea mai bună explicație pe care am primit-o până acum. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la Psihologul meu, sunt Angela Gonța, vi-l prezint pe colegul meu, Maxim Orândaș, psiholog de meserie. Bună seara, Maxim! Bună seara! Vorbim astăzi despre regrete, de asta prima mea întrebare este dacă tu, ca psiholog, ai regrete. Da, eu nu sunt scutit, eu sunt om și eu, adică le-am simțit, dar nu sunt atât de puternici la mine. Spune-ne ce înseamnă regret, care este definiția științifică, așa cum începem noi de obicei, ca să explicăm oamenilor despre ce vorbim astăzi și de ce vorbim, de ce este important. Ok, dar aș prefera puțin să deviem de la știință și să dăm puțin mai clare lucrurile să fie. Deci, regretul este atunci când noi avem o situație și avem un rezultat, iar de regulă rezultatul acela nu e cam plăcut pentru noi. Dar nici nu situația în sine provoacă regretul. Regretul, de fapt, apare atunci când în noi, mintea noastră, creăm niște alternative, deci o situație alternativă, în care noi credem și suntem siguri că acolo noi am fi putut primi mai mare beneficiu decât actualul rezultat în realitate. Deci, în momentul acela când noi creăm niște alternative, oportunitatea aceea cută, eu dacă aș fi procedat altfel, precis avea să fie altfel. Mai bine, avea să am aceea, n-avea să sufăr. Și atâta nume regretul apare în comparația dintre două scenarii. Unul real și unul oportun. Iată, atunci este regret. Și cu cât e mai mare distanța dintre ele două, cu atât este mai mare, e mai tare simțit regretul. Foarte multă lume, când este întrebată prin interviuri, inclusiv persoane publice de la noi, ai regrete? Oamenii spun, nu, pentru că asta este trecut, eu nu am niciun regret. Eu nu simt, da, un regret. Și eu cumva stau pentru că eu, de exemplu, am foarte multe regrete. Care situație este mai bună? În ce situație ești mai ok? Știi, am auzit și eu de multe ori asta în ședință în care vreau să nu mai regret. Și explic oamenilor că, uite, înțeleg dorința ta. Pentru că noi oamenii suntem cumva cu atenția în a scăpa de ceva, de durere, decât să gestionăm durerea. Și atunci noi cumva suntem orientați pe rezolvarea asta. Nici nu atât rezolvarea de probleme, dar să scăpăm de probleme, rapid, cât mai rapid. Dar ideea e că dacă tu, de fapt, ai regrete, înseamnă că ești sănătos. Și asta este, stai, știu cum adică. Explic. Deci, regretul e o emoție care apare mult mai târziu. Deci, undeva de la vârsta de 7 ani. A, deci este o emoție care se învață, da? E o emoție care ea, nu că se învață, dar ea cumva e un proces cognitiv de nivel înalt. Deci, în momentul când tu poți, ai capacitatea de a regreta, deci înseamnă că deții capacități cognitive de nivel înalt. De a înțelege anumite lucruri, exact, da? Exact, pentru că regretul implică în sine niște momente interesante, cum ar fi imaginația, deci tu trebuie să îți imaginezi ceva în viitor, un scenariu. Deci implică foarte multă intelectualitate acolo. Și partea motivațională. Pentru că regretul are așa o funcție de a te motiva să recuperezi situația, să o repari. Am făcut ceva greșit și eu cât mai rapid să repar situația în sine. Dar, încă un moment care oamenii nu înțeleg că regretul, de fapt, la unii oameni nu există. Dar în ce situație nu există? În momentul în care sunt anumite deteriorări la nivel de cortex. El are o funcție interesantă, cum ar fi planificarea și învățarea. Deci dacă ai o deteriorare acolo, tu nu poți planifici și nu înveți din situații. E greu? Eu imediat am încercat să mă pun în această situație. Știi? Complicat. Da, acum și revin altfel să explic. Deci în momentul când noi avem vreo traumă craniocerebrală, noi nu o să putem să ne ducem în viitor. Deci n-aș să putem învăța, nu o să facem o analiză a situației. Noi atunci când regretăm, de fapt analizăm situația. De ce n-am procedat așa? De ce n-am făcut așa? I-aș fi putut așa? Deci
Noi analizăm. În momentul când ai o traumă acolo, tu n-ai să poți analiza. Deci, pentru că cortexul tău orbitofrontal nu poate învăța, dar nu poate și planifica. Un moment tare important în regret, pentru că atunci când noi am simțit durerea, noi cumva colectăm informația de aici și planificăm pe viitor. Ca să nu mai simțim. Exact. În situații similare, pe viitor, să nu mai nimerim în ele. Cumva să le evităm sau să le gestionăm mult mai rațional. Da, oamenii ăștia care spun că eu n-am regrete, ei cum sunt? Adică a spune și a simți sau cumva ascunde acest regret, este diferență în asta? Sau oamenii care învață să nu aibă regrete, am făcut ok. Mine, de exemplu, mă enervează cu oamenii care nu stau măcar o clipă, da, ca să analizeze ce au făcut, să vadă dacă au făcut ceva rău, să-și ceară scuze elementare. Nu eu aș cataloga așa. E ok, văd că eu pot, tu ești psiholog, eu pot. Nu, adică e ok, nu ne ajută, eu aș spune să-i etichetăm pe oamenii ăștia, dar ideea în sine altă, că, de fapt, oamenii toată viața sa, adică pe tot parcursul evoluției umane se păcălesc. Și asta e o formă, da? Negarea e un mecanism de apărare în care spun nu, eu n-am regret. Poate fi situația cea prea puternică emoțional, pentru că regretul e o emoție negativă, de fapt. Și atunci eu neg pentru a mă apăra. Oamenii ăștia despre care eu vorbesc nu-și doresc să trăiască momentul regretului. Nu vorbesc de cei care ai povestit tu anterior, care nu pot pentru că au o traumă. E ok să cumva să negi, pentru că de fapt a simți regretul nu e cea mai plăcută stare. Dar și mai ales în secolul nostru, în epoca noastră, în cultura noastră hedonistă în care noi suntem în goană după fericire, în goană după plăcere, să simți regretul nu cam îți place, pentru că el te invită la o analiză, dar noi nu cam ne dorim asta, noi cumva vrem acum să facem ceva, să primim o plăcere și să evităm durerea. Dar în sine e ok că persoanele își maschează așa. Dacă îi ajută acum, pe un moment dat, bun, asta e strategia pe care au abordat-o. Însă pe viitor poate să nu îi ajute. Pentru că regretul în sine nu apare numai când fac comparația asta. El poate să apară și atunci când eu, de fapt, cred că eu am fost responsabil în situația dată. Eu mi-asum responsabilitatea mie și iată câteva exemple. Dacă eu vreau să investesc la bursă, da. De exemplu, să luăm așa un exemplu, și mie îmi spune un prieten, uite, investește în compania dată că o să aibă o creștere rapidă și o să fii bogată. Și tu îi spui, nu știu, hai să nu investesc. Și apoi se află că, de fapt, într-adevăr, s-a adeverit spusele prietenului tău, tu să ai regret. De ce? Pentru că a fost în puterea ta, tu ai avut informație și tu ești responsabil pentru să investești sau nu. Și atunci apare blamarea asta. De ce eu n-am investit? De ce eu n-am ascultat? De ce eu nu sunt curajos? Pentru că aș fi putut să câștig ceva din exact, toată povestea asta. Dar în momentul când eu știu că n-am fost eu cel de vină, hai să zic, sau n-am fost eu responsabil, sau eu n-am avut cum să modific situația, în momentul acela, eu nu am regret sau regretul este simțit foarte, foarte sărac, cumva. Pentru că dacă eu aș spune, nu știu, să primesc o știre că m-am îmbolnăvit, nu știu, de cancer, pot să am regret de asta. Nu, pentru că nu pot controla această boală. Însă, dacă mie îmi zice medicul, dacă se fi venit mai devreme la control, să fi făcut anumite investigații, noi am fi putut rezolva momentul. Iată, atunci eu aș fi avut regret, pentru că atunci era responsabilitatea mea. Deci, eu cumva eram responsabil pentru să facă investigația dată. Deci, odată ce apare elementul ăsta de propria responsabilitate, apare și regretul. Dar regretul nu numai aici apare. El apare și în situații pozitive. Oh. Exemplu, aceeași bursă. Dacă câștig, deși, uite, mi-a zis, investește $100 și ai să vezi ce câștig o să ai. Ei, și tu mergi la risc. Și primești 10.000 de dolari. Deci n-am investit 1.000, da? Da, 10.000 poate, da? Rezultatul e pozitiv, dar totuși fac o comparație cu alternativa și încă știu că eu eram responsabil să investesc mai mult și apare regretul, paradox. Cum? Adică să primești ceva pozitiv și tot să regreți. Care sunt efectele negative ale regretului și când regretul devine o problemă? Regretul apare ca efect negativ atunci când noi nu încheiem, nu este o închidere psihologică. Deci, cumva, eu mi-asum responsabilitatea și nu duc până la urmă. Deci, evenimentul în sine încă
oportunitatea încă este esențială pentru personalitatea mea. Și atunci eu nu duc până la sfârșit asta, adică nu este o închidere psihologică și la, odată cu lipsa închidere psihologică vine gașca, vin toți prietenii tăi care se numește ruminația, cu de tip de ce, de ce, de ce, depresia, anxietatea, furia, tristețea. Deci vine o gașcă întreagă la tine, nu vine singura doar regretul. Și atunci asta se răsfrânge și asupra sănătății tale. Pentru că odată ce simți stres și el nu este bine gestionat, ne ducem în zona asta de oboseală cronică, din ardere emoțională, iar acolo după colț mai stă și depresia, îți dă de mână, îți spune salut, eu te aștept. Deci are efecte negative asupra corpului, asupra minții noastre, este afectată memoria, atenția, gândirea. Și atât aici despre gândirea, cei care zic nu vreau să am regrete, s-a dovedit științific că persoanele depresive au mai puține regrete. De ce? Pentru că datorită la apatia asta cognitivă, ei nu fac scenarii pe viitor, nu planifică, pentru că ei sunt aici, ei sunt mai mult în trecut, ei nu se uită ce ar putea fi ca oportunitate. Și atunci când persoana zice că eu nu vreau să am regrete, sau își dorește să fie în depresie, sau își dorește să aibă o deteriorare a cortexului orbitofrontal, sau se mincinește foarte bine. Da, dar eu aș putea acum să te contrazic, cel puțin pe Instagram, pe Facebook, sunt tot felul de citate motivaționale în care spun, da, uită-ți trecutul, mergi înainte și așa mai departe, da? Și este asta o formă care te scoate din această zonă sau nu? Nu prea, pentru că n-ai cum să uiți trecutul, adică, bun, trebuie să fie sau un impact emoțional puternic ca să fie o amnezie, sau să fie, nu știu, iarăși o traumă cerebrală, ca tu iarăși să fie afectată zona asta a memoriei, dar tu n-ai cum să uiți trecutul, deci trecutul deja este. Ceea ce poți să iai din trecut o lecție, și aici, iată, noi să mergem în strategiile astea de abordare a regretului, dar, de fapt, persoanele date cumva încearcă să diminueze din starea emoțională pe care o au. Nu e cea mai bună strategie, pentru că n-ai cum să faci asta, să uiți. Da, eu sunt curioasă totuși. Tu spuneai că regretul nu se învață, da, noi căpătăm această abilitate. Dar totuși când suntem, de exemplu, dacă avem pe cineva în preajmă, admitem un părinte, da, care trăiește această emoție de mulți ani și tot îți spune, iată, o să vezi tu, o să-ți pară rău de ce ai făcut, da? Ascultă-mă pe mine, trebuie să mergi să faci facultatea asta, că eu știu ce vorbesc, o să regreți. Noi creștem până la urmă, adică noi învățăm acest model de comportament cu timpul? Noi învățăm să trăim vinovăția în cazul dat. Deci să ne simțim vinovați față de ce a zis o persoană semnificativă pentru noi. Dar, de fapt, în cazul dat, putem să spunem că sau părintele dat a învățat un model de regret, pentru că ele sunt mai multe tipuri de regrete. Atunci când este scenariu diferit, atunci când, chiar dacă este pozitiv, dar eu îmi asum responsabilitatea proprie, poate fi datorită de la deviere de la comportamente atipice, adică de la comportamente tipice. Avem comportamente atipice. Exemplu, dacă eu m-am deprins, mă duc la job pe un anumit traseu și într-o bună dimineață zic, hai să mă duc la... Am pățit așa cu Ecaterina mea. Cum? Mi-a făcut un scandal incredibil, înțelegi? Mașina mi s-a stricat, am luat un taxi și taximetristul a mers pe alt drum. Deci mă uitam la ea, era foarte anxioasă, foarte supărată din cauza asta. Deci da, adică deci, incertitudinea acolo era foarte mult. Pentru că deviază de la... Da, era maică s-a lângă dânsa și oricum îi place să controleze totul și de ce s-a stricat feng shui-ul, înțelegi? Exact, da. Este așa ceva. Iată, apropo, în chestia asta de regret mai este și oamenii fac foarte multe și aleg opțiunile clasice, adică un pattern care deja e clar. Cu ce scop? Doar să anticipeze regretul. O să aleg traseul ăsta, chiar dacă celălalt poate să-mi scurteze din timp, poate să-mi aduc mai mult plăcere, dar o să aleg ceva care mi este clar, în ciuda ca să nu cumva să ajung să regret că am ales altceva. Și asta poate provoca multă frustrare atunci când trebuie să aleg ceva, pentru că este grija asta, nu cumva să regret. Dar revenind la ideea că am comportamente atipice, deci eu, într-o bună dimineață, zic, hai să aleg alt traseu. Și atât n-anum în situația aceea, sau nimeresc în ambutiaj, sau accident. Și atât eu încep să mă blamez de ce am ales alt comportament, pentru că așa era tare bine atunci, era o claritate de ce am deviat anume în dimineața asta pe aici. În momentul când eu îmi schimb comportament pattern învățat,
și am un alt rezultat, de regulă, de exemplu, un eșec, atunci apare regretul. De ce am schimbat pattern-ul? Și asta poate să fie și la sportivi. A arătat în diferite studii care antrenorii sportivi de fotbal, dacă ei schimbă sau schimbă strategia în ultimul moment și au un alt rezultat, apare regretul și este trăit mult mai intensiv decât nu ar fi schimbat strategia de joc. Deci asta ar putea fi și încă o explicație că avem comportamente atipice, dar mai avem și regretul, pe care iată, revin la exemplu cu părintele care zice că trebuie să faci asta, regret din cauza acțiunii și inacțiunii. Deci putem regreta că am făcut ceva și putem regreta că nu am făcut. Dacă noi regretăm datorită la acțiune, simțim durerea mai puternică. Pentru că este o responsabilitate. Eu am făcut ceva, eu personal acum am făcut ceva și mă doare. Deci intensitatea trăită este mai înaltă, doar că, datorită la regret, e una din funcțiile lui este motivația în care eu să repar situația și este posibilitatea să mă adaptez mai rapid. Am făcut ceva, mai fac încă ceva. Ca să repar sau îmi zic și aici vine raționalizarea, îmi zic, bă, am făcut maxim posibil, asta e. Da, dar măcar am făcut. În regretul prin inacțiune, el cumva merge ascendent, în care eu nu simt aceeași durere de parcă când aș fi făcut ceva, însă cu timpul, regretul crește. El crește în intensitate pentru că peste câțiva ani apar diferite scenarii. Și tu stai, dar ce-ar fi fost dacă așa? Dar ce-ar fi fost dacă așa? Ea s-a făcut așa, știuți pe împrejur și zici, celălalt a făcut și s-a primit, dar tu n-ai făcut. Și începe autoblamarea, se începe diferite scenarii și tu n-ai un răspuns concret. Dacă în acțiune tu ai un răspuns concret, ai rezultatul, da. Aici tu n-al ai. Și iată, cu timpul, regretul este mai mare. Și noi avem cazurile astea când bătrânii, mai ales în azilurile pentru bătrâni, când sunt întrebați, ce regretați cel mai mult? Că nu mi-am trăit viața, de exemplu, că nu am făcut așa, că nu i-am zis că o iubesc pe fata aceea, sau că nu m-am căsătorit, că nu am avut copii, adică... Că n-am făcut și nu ce am făcut, da? Da, pentru că ei... Totuși chestia asta este adevărată, da? Că oamenii mai mult regretă ce n-au făcut decât ce au făcut. Intensitatea în termen lung, la inacțiune mai mare, dar în acțiune este mai mare în prezent. Dar este șansa sau rata de a recupera este mai mare când fac ceva. Și de aceea, aici sunt două strategii pe care putem să le alegem. Sau să facem ceva, sau să nu facem ceva. Dar ce riscă persoanele care experimentează foarte des regretul? Tu ai spus deja un pic, depresie și iată, care sunt semnalele? Da? Că un om este în pericol și ce are de făcut? Tu să te rog să vorbești despre asta. De regulă poate fi partea asta de ruminații. Ruminații înseamnă gânduri foarte gânduri multe, intruzive. Stai non-stop și te gândești la același lucru. Poate practic, nu chiar non-stop, dar sunt foarte des, adică sunt intruzive, intră în mintea ta fără să fii invitate și de regulă sunt niște tentative de a primi niște răspunsuri, în care principala întrebare este de ce? De ce n-a făcut așa? De ce așa? De ce așa? De ce? De ce? Adică ești într-un val, ești într-un ciclu mereu de a primi un răspuns, dar n-al primești. În unele cazuri asta este ok pentru că e o strategie de a diminua starea interioară. Deci, imaginându-mi că eu aș fi putut proceda altfel, eu de parcă trăiesc momentul acela că am procedat altfel. Și eu atunci am altă trăire, cumva încerc totuși să diminuiesc din starea aceea, crezând că eu totuși am făcut ceva deja. Pe urmă revenim la realitate, ne dăm seama că lucrurile nu s-au schimbat și iarăși apar întrebări, ruminații și iată, ruminațiile astea te aduc în zona asta de oboseală, pentru că a te gândi foarte mult este obositor. Deci e un efort ruminație, după care obosești. Obosești, da? Poate fi zona asta de ardere emoțională sau oboseală cronică și asta afectează sistemul imunitar și atunci apar diferite boli care poate erau cronice la tine și tu n-ai de unde să știi. În momentul acela, iată, de exemplu, tu ai o boală cronică, dar ea nu era clară pentru tine, adică nu erau simptome, nu te deranja atât de tare. Iar în momentul când ești în prea mult stres, sau mai bine zis distres, apare oboseala asta cronică și atunci sistemul imunitar scade, nu te poate proteja și iată, bolile cronice iese la iveală. Și pe lângă asta este și depresia, care e componenta principală acolo, este partea de că am pierdut ceva și tristețea și ruminația este instrumentul principal în depresie. Autoblamarea, stima de sine pleacă pentru că eu n-am procedat, eu n-am acționat, eu am făcut greșit, era responsabilitatea mea. Multe cazuri sunt la
pacienții sau clienții care au părinți sau care au aflat că părinții lor sunt diagnosticați cu cancer în ultima fază. Iar medicul îi zicea copiilor, dacă să fi fost mai grijulii și să fi adus părintele la timp, era șansă de vindecare. Și atunci acea persoană stă cu o vină atât de mare pe umerii săi, că eu trebuia să aduc pe mama, eu trebuia să fac asta, eu n-am făcut asta. Și atunci este depresie și dacă se lasă tot mai departe acolo tulburări somatoforme, depresia cronică, deci poate aduce la consecințe grave dacă nu este gestionat corect. E ok să spunem asta că nu a fost vina mea. Apropo, asta e una din strategiile pe care le abordează foarte mulți oameni în a diminua din starea de regret. Dar poate fi nocivă această strategie mult mai târziu când eu învinuiesc pe ceilalți. Dar nu eu sunt vinovat, ceilalți sunt vinovați. Dar și nu am niciun regret, adică nu am nicio responsabilitate. Regretul încearcă să fie diminuat, gestionat așa. Doar că asta induce frustrare, blamarea celorlalți, uneori comportament agresiv, da? Luăm cazul ăsta cu medicul care a diagnosticat cu cancer, da? Copilul celălalt poate să zică, tu nu mai sunat pe mine la timp, tu ești medicul mamei mele, tu trebuie să... și atunci poate să transforme în alt comportament, într-un comportament agresiv. Și asta nu aduce la nimic bun. Și aici poate să vină altă strategie, cum ar fi, dacă aș fi ales altfel, putea fi mai rău. Pentru că noi nu știm, de fapt, cum avea să fie. La asta nu m-am gândit. Noi, de regulă, așa credem. Oportunitatea, automat, e bună. Adică, pozitiv, nici nu punem la îndoială. De unde noi știm că nu putea fi mai rău? De unde noi știm că actuala alegere nu e mai bună decât cea oportună? Deci, privind din alt unghi, noi putem diminua și spunem, stai puțin, într-adevăr. Și uneori se colectăm astfel de date și spunem, uite că altcineva așa a procedat. Și într-adevăr... Stau exemplu meu, că mi-am amintit. Uh-huh. Eu am avut un prieten care a fost bolnav de cancer. Uh-huh. Deci, după ce am aflat sentința, a stat 6 luni la mine. Da? Și iată, el a murit și eu am trăit ani de zile cu regretul că nu m-am purtat cu el în aceste 6 luni așa cum ar fi trebuit. După asta mi-am dat seama că el avea nevoie de pur și simplu să-i fie cineva alături, nu să-l chinui. Și mi-a luat foarte mult timp să înțeleg asta. Dar eu atunci am decis că trebuie să fiu o femeie puternică și abia după asta am aflat că de fapt el mai avea de trăit 2 săptămâni. Și prietenii cumva nu mi-au zis, dar pentru că noi ne-am implicat, am făcut chimioterapie, eu am spus că nu, nimeni nu moare, noi mergem și l-a trăit 6 luni. Uite, ai folosit câteva strategii tare interesante. Una, negarea, cum ar fi, nu, el n-a să moară, da? Adică e o formă de apărare. Facem legătură și... Ca să înțelegi, deci în 6 luni eu n-am plâns niciodată. Uneori așa se întâmplă, inhibiția asta emoțională pentru a face față. Deci împietrirea asta emoțiilor, pentru cumva pun un zid și nu o să mă afecteze. Deci zidul tot e o formă de apărare. Deci dacă eu o să deschid zidul, atunci e risc să iasă tot plânsul din mine, toată durerea. E o formă de apărare. Plus, de ce doare așa de tare regretul? Unul din elementele de ce așa este dureros este și credința, dar și pe de o parte e adevărat că situația poate fi ireversibilă. Noi n-o putem întoarce. De asta, în relație noi simțim mult mai mult regret decât în partea financiară, să presupunem. Pentru că în partea financiară noi cumva putem restabili. Nu știu, mai există o șansă, în sensul că mereu, poți să câștigi la loto. Da, poți într-adevăr să câștigi la loto. Găsești o persoană care spune, hai să intrăm într-un business. Cumva ceva poate fi. În relații cu oamenii, iată, acea moarte, noi nu putem anula deja, gata, nu putem repara. Și asta într-atât e de dureros că noi nu putem întoarce momentul și ne mai considerăm responsabili pentru asta că nu putem întoarce. Și atât asta își bate cel mai tare. Anume așa, drept în zona cea mai vulnerabilă. Și noi cumva încercăm să stabilim tot zidul ăsta și aplicăm diferite strategii, negare, supracompensare, că lucrez și sunt cel mai puternic și mă apuc și eu responsabilitate pentru tăți. E o formă de apărare. E ok, nu există forme de apărare rele sau bune. Există funcționale sau nefuncționale. Adică acum sunt funcționale, în alt context pot fi disfuncționale, adică ți aduc mai multe costuri decât beneficii. Ok,
revenim după publicitate. Continuăm subiectul. Vreau în a doua parte a emisiunii să vorbim despre regrete care ne afectează viața, inclusiv sănătatea. Ți-am dat exemplul meu, da, în care am pierdut o persoană dragă și am trăit mult timp cu senzația că nu am făcut ceva cum trebuie. Zi-mi, te rog frumos, dacă pentru a depăși un regret e nevoie, în primul rând, să te ierți pe tine și care ar fi instrumentele, luate așa, unul după altul, da, ca oamenii să scape de aceste regrete care le afectează viața. Eu aș spune că iertarea de sine ar fi așa vârful icebergului, deci stația, terminus. Adică și una dintre cea mai importantă. Deci cumva cea mai importantă treaptă, dar ea nu este la prima etapă. Că o să fie greu să te ierți la început. La început ai nevoie de un plan concret de acțiuni în care faci asta, păstrezi rutina, deci cumva te păstrezi conectat cu alți oameni. Ai nevoie de acel plan de evacuare. Știi că nu fiecare clădire, în caz de incendiu, este plan de evacuare. Acolo, 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 acolo. Fugim, mergem pe acolo. Iată, avem nevoie și în astfel de situații, mai ales când regretul este puternic. Când n-l putem Eu vreau schimba. Să vorbesc, iată, de cazuri din astea când ai băut un pahar, de exemplu, de alcool, da? Și te-ai urcat la volan. Uh-huh. Și ai accidentat pe cineva, da? Uh-huh. Uh-huh. Și ți-ai distrus viața ție, ai distrus viața unei familii. Și a doua zi, tu nu înțelegi cum ai făcut asta, pentru că la volan nu trebuie să ne urcăm băuți. Sau, de exemplu, ai stat pe telefon, ai vrut să trimiți cuiva un mesaj și ai lovit pe cineva pe trecerea de pietoni, da? Uh-huh, uh-huh. Ești un om sănătos, ești un om inteligent, ești un om normal, dar în sensul că o situație de asta care ține de tine, dar sunt uh-huh. și situații care nu țin de tine, care ți se întâmplă și iată, tu regresi toată viața. Uh-huh. Pentru că ți s-a schimbat viața. Iată, vreau în a doua parte a emisiunii despre asta să vorbim. Da, și ziceam, da, mă referam anume la astfel de evenimente, că în primul și în primul rând avem nevoie de un plan de intervenție. Și cel mai bine din toate instrumentele ar fi dacă să fie cineva să-l asculte. Să nu vină să spună cu acel pozitivism toxic, las ca să fii mai bine, las că tu ești. Asta poate răutăți situația. Să fie doar cineva alături. Uneori pur și simplu să tacă ambii. Adică să simtă, să încerce să simte acea durere pe care o trăiește persoana. Pentru că, da, a făcut o greșeală, dar în sine acolo e un vulcan de durere, în care pentru că poate să-i schimbe viața, total. Deci era un anumit stil de viață, exact. Cum e alt stil de viață. Deci total diferit. Și are nevoie să asimileze informația dată, o nouă realitate. Și are nevoie de un sprijin. Să nu cadă jos, să fie o persoană de încredere în care să se poată sprijini și acea persoană să o țină emoțional, nu mă refer fizic, dar anume emoțional, afectiv, acolo să fie pentru persoana dată. Iar de multe ori iată vin atunci ruminațiile. De ce am făcut asta? De ce am făcut asta? Foarte mult va fi îndreptat și pentru lucru cu gândirea, restructurarea cognitivă. Într-adevăr, noi nu putem amâna partea care s-a întâmplat. Nu există, gata, nu mai este partea asta. Nu mai este în realitate, dar este în trecutul tău care te influențează, dar nu poți schimba trecutul. Dar faptul că tu zici foarte multe de trebuie, multe reguli, trebuia, asta pune presiune. Sunt presupunerile cele, că dacă nu facem așa, atunci așa, sau dacă eram atent, nu se întâmplă asta. Deci facem presupunerile și presupunerile se ne creează într-atât de multe scenarii care iarăși pe noi ne presează. Și avem nevoie de restructurarea asta cognitivă, de a diminua din acel trebuie absolut. Dar ar fi fost bine să nu făcut asta. Da, ar fi fost bine. Deși asta e rău ce s-a întâmplat, nu poți schimba. Da, cumva, deja s-a întâmplat. N-ai de unde știi cum avea să fie. Da, că uneori oamenii poate să regrete chiar dacă nu au fost din cauza lor. Da, nu știu, un accident în care nu ei sunt vinovați. Dar s-a întâmplat, nu știu, de ce sau altul om, dar nu ești tu vinovat. Tu nu știi detaliile. Un element din restructurarea cognitivă, că tu nu știi totul. Nu, tu nu tot știi. Hai să gestionăm responsabilitatea. Deși uneori tu poți ai o parte mare pentru acea responsabilitate. Da? Dar asta e comportamentul tău. Comportamentul tău a fost dizerabil, tu ca persoană poate ești ok. Adică rămâi în continuare ok. Am zis poate că poate acea persoană singură nu se crede ok. Din perspectiva psihologului, tu ești ok ca persoană. Deși asta poate fi dureros.
Da? Pentru o persoană care se uită, cum poți să zici că acea persoană este ok când a făcut așa ceva? Și aici e marea problemă, să delimităm personalitatea de comportament. Comportamentul său a fost nu ok. Persoana e ok. Și aici e lucru că persoana se învinuiește pe sine. Eu, nu comportament, dar eu ca persoană sunt rea. Da, un om își poate ascunde regretul și dacă da, cum? O, de cele mai multe ori își-l maschează prin stimulente. Adică e o formă de evitare față de regret sau de impactul emoțional al regretului prin, nu știu, consum de alcool, droguri, țigări, adicții diferite, orcaholism, mâncare. Eu m-am îngrășat 12 kg. Asta poate fi și un efect al stresului, pentru că organismul când vede că suntem în zona de stres, tinde să... Pentru prima dată în viață, apropo, pentru prima dată în viață, tot timpul am știut să-mi controlez fiecare kilogram. Și aici nici nu mi-am dat seama. Mi-am dat seama când am început deja să mă îmbrac în haine și nu încăpeam. Zic, stai, cum o haină, a doua, a treia, adică cum? Și mi-am dat seama că eu... Pentru că și în partea asta de stres noi nu urmărim cât de des noi mâncăm, la ce oră mâncăm, ce mâncăm în momentul acela. Noi, mintea noastră e orientată spre altceva, spre rezolvarea unei situații, de exemplu. Și în capul tuturor prietenilor mei, eu eram privită ca o femeie foarte puternică. Deci nu exista nicio urmă de regret. De regulă, oamenii interpretează așa. Despre asta vorbesc. El poate fi foarte ușor camuflat și ascuns. De ce facem asta? Pentru că încercăm să facem față situații dificile. Pentru că în momentul când eu dau jos la minim impactul este emoțional sau îmi inhib emoțiile, eu încerc să gândesc analitic. Încerc să rezolv problema. Dar poate fi o mască doar. Și asta și explică de ce mulți oameni ar putea să te vadă pe tine în momentele cele ca o femeie puternică, că nu arată emoțiile, da? De exemplu, eu sunt focusat pe rezolvarea de problemă, asta trebuie să facem. Ei văd partea asta analitică și nu văd emoțiile, un alt spectru de emoții. Și atunci interpretează cu te, omul ăsta e puternic, face față. Nu trebuie să-i fim alături, nu trebuie să fim, las că o să trecem peste asta, văd că tu singur poți asta să faci. Dar asta poate fi o mască. De multe ori e mască. Pentru că dacă ne-am opri și a rămâne singuri acasă, în patru pereți, vocile ar ieși la iveală. Și atunci, cumva, grija într-atât e de mare că noi iarăși ne ducem în strategii de coping. Iarăși, sau prin evitare, sau supracompensare, sau putem să ne predăm și să spunem că e adevărat ceea ce gândesc. Și asta este periculos, pentru că asta duce, de fapt, de multe ori în depresie. Da, eu sunt așa, da, eu sunt așa, eu am pierdut, tot e din cauza mea, asta eu. Deci, elementul fundamental ar fi autodevalorizarea. În mine, eu ca personalitate sunt rău. Regretul poate fi tratat, în ghilimele, adică putem să diminuăm din regret, există vreo soluție. Și aici vorbesc, de exemplu, de un caz mai grav, da? De exemplu, cum spui tu, da, că te învinuiești că nu ți-ai dus părinții la medic sau copilul. Da? Deci, și îți afectează viața. El poate fi rezolvat. Iar aici e foarte important că mulți înțeleagă că nu trebuie să ne axăm pe tratat. Iarăși, e ca și cum am vorbit la început emisiunii, oamenii tot încearcă să scape de ceva, să nu simtă durerea. E nevoie să gestionăm, dar e real să-l gestionăm. Deci sunt mai multe strategii de a gestiona. Una dintre ele este restructurarea cognitivă. Ce înseamnă asta? Să vedem mult mai larg situația. Chiar tu erai responsabil pentru toate, chiar tu trebuiai să știi cât e de real să știi totul despre tot. Da? Adică cum se simte o persoană care în cazul dat poate să sufere de cancer, cum poate să fie, nu știu, anotimpul, tu știi cum va fi traficul, da? Adică nu știi tot. De asta să-ți mai diminuezi din responsabilitate că, uite, eu sunt limitat ca om. Fac posibil, omenește ceva, dar înțeleg că am limitele mele. Asta ar fi una din strategii. Altă strategie ar fi schimbul lingvistic. Ce înseamnă asta? De multe ori noi vedem un lucru ca un eșec, ca o eroare. În loc să vedem ca o eroare, hai să vedem ca o experiență. Și studiile arată că schimbul ăsta lingvistic aduce la diminuarea de regret. Deci odată ce văd eu că asta e o experiență, ok, e un experiment, ok.
ce am învățat din istoria asta, asta poate fi o altă strategie. Deci axarea pe cunoștință, nu pe emoții, nu pe pierderea oportunității, dar ne axăm pe care este lecția învățată care mă va ajuta pe viitor. Și atunci când eu îmi zic, ok, am învățat asta, 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 am instrumentele date, pe viitor să nu mai fac asta. Și eu sunt de acord că în unele situații asta să fie foarte greu. De exemplu, puțin te ajută pe moment. Te ajută pe moment. Să diminuezi un pic din durere. Din exact. Pentru că astfel de strategii poate fi cam dificilă de aplicat pentru persoane care și-au pierdut cei dragi. Adică cumva se zice ce ai învățat din situația dată, cam va fi dificil pentru ei. Astfel de strategii poate fi că, nu știu, că n-am aplicat acolo. Ce am învățat că trebuie să aplic la timp și să nu omit oportunități. Deci depinde și de context când noi aplicăm anumite strategii. Poate fi chestia că să diminuez din regretul meu prin a spune că, bă, nu eu sunt vinovatul. Bun? Este asta, 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 face Caterina mea. Exact. Dar și tehnica poate să fie numită, de exemplu, nu știu, plăcinta responsabilității, da? În care luăm o plăcintă și tăiem. Ok. Aici e responsabil, nu știu, anotimpul de afară. Aici este biologia, aici este genetică, aici este psihic, aici este societate. Deci cumva mai diminuăm din responsabilitatea proprie că de când de regulă noi tot eu sunt atotputernicul și dacă eu să fi făcut altfel, lucrurile erau să fie altfel. Și aici poate să vină altă strategie, cum ar fi, dacă aș fi ales altfel, putea fi mai rău. Pentru că noi nu știm, de fapt, cum avea să fie. La asta nu m-am gândit. Noi, de regulă, așa credem. Oportunitatea, automat, e bună. Adică, pozitiv, nici nu punem la îndoială. De unde noi știm că nu putea fi mai rău? De unde noi știm că actuala alegere nu e mai bună decât cea oportună? Deci, privind din alt unghi, noi putem diminua și spunem, stai puțin, într-adevăr. Și uneori să colectăm astfel de date și spunem, uite că altcineva așa a procedat. Un regret din ăsta puternic, netratat la timp, netratat, vorbim în ghilimele, deci poate duce la multe probleme. Nu? Da, poate aduce și așa, ca un puzzle care începe de la un fleac la prima vedere, da? Da, e ca un biasar. Adică o porțiune, o altă porțiune, creăm diferite scenarii, ne învinuim, blamarea, devalorizarea. Pe urmă, din trunchiul ăsta vin și alte ramuri, cum ar fi izolare socială, nu mai fac activitățile care mi-au plăcut mai înainte și deci nu mai am partea asta de întărire pozitivă. Deci nu am întărire pozitivă, nu mă mai bucur de viață și atunci scade interesul meu față de viață. Și nu mă mai îngrijesc și pe mine și tot așa merg jos până nu mai am forță. Deci cumva ajung la adâncime prea mare și atunci nu am forța să ies la suprafață. Și asta e periculos pentru multe persoane, pentru că asta ar putea fi cauza suicidului, pentru că atâtea ori am încercat și nu mi-a reușit. Din cauza disperării, o văd ca singura soluție de a scăpa de durere. Mie mi-e clar, oamenii trebuie să meargă la psiholog când au astfel de regrete care le marchează viața. Cei care n-au curaj să o facă, ai soluții pentru ei? Au nevoie să-și creeze sensuri. Au nevoie să-și creeze vectori. Pentru că cei care au vectori, ei au un motiv bine definit și știu că trebuie să meargă. Iar unii oameni care au procedat într-un anumit fel și lucrurile n-au stat bine, da, de exemplu, accidente, își găsesc sens pentru a sluji oamenilor. De exemplu, era un, nu știu, om de afaceri, după o situație în care s-a primit un rezultat negativ, se reprofilează, deci valorile sale sunt date peste cap, le setează din nou și vezi că acel om poate fi, nu știu, un preot. Poate să ducă în anumite, într-o mănăstire, să se înțeleagă pe sine, ca apoi să ajute pe alți oameni. Deci, cumva, își găsesc sensuri pentru a merge mai departe. De ce eu merg mai departe? Pentru că în momentul când eu nu-mi răspund la întrebarea asta, eu rămân blocat și mă acuz. Rămân în trecutul care a fost dureros și rămân în prezent acum pentru blămare. Nu văd sens în viitor. Ce aș putea aduce beneficii eu pe viitor? Ce am învățat? Iată funcția regretului. Să colectez din situația care a fost
cel mai bun ce a fost din ea pentru a putea oferi pe viitor ceva bun și anticipa să nu mai ajungi aici. Și unele persoane, numerind în astfel de situații, ajung să promoveze, de exemplu, legi, cum ar fi, hai să facem așa, hai să minimizăm impactul. Și asta poate fi un sens pentru om. Pentru că fără acel sens va fi greu să ieși. Să vorbești cu cineva despre asta este indicat? Ar fi bine, noi suntem ființe sociale și noi avem nevoie de alți oameni. Dar depinde cu cine vorbești și ce mesaje sunt de partea celuilalt. Și de asta și-am zis, cineva care să te sprijine la nivel emoțional, să-ți fie prezent, uneori să tacă, pur și simplu să-ți fie alături, e mult mai eficient decât să-ți vorbească. Deci, să-ți spună cum să faci, cum să procedezi. Da, cum să procedezi, ce să faci, uite că mai bine făceai așa, da, vin cu sfaturi sau vin cu comparații, las că și la, au mai fost alți oameni care au trecut. Deci când vine comparația, cumva devalorizează experiența ta proprie. Dar fiind acolo, pur și simplu, în situațiile de criză, să fii acolo și să verbalizezi foarte mult. Deci cumva să faci ventilarea asta emoțională, ai nevoie să scoți foarte mult. Pentru că la un moment dat, după ce vei avea ventilarea asta emoțională, va fi o pustietate interioară. Dar pe baza la acea pustietate, tu poți redescrie scenariul. Era așa o metaforă interesantă că pe pergament mai înainte era scris în mai multe limbi. Da? Adică cumva întâi în egiptean, apoi în greacă, apoi în Roma antică. Da? Cumva. Dar trebuie de șlifuit și apoi de redescris scenariul tău. Dar pentru asta ai nevoie de a vorbi, a ventila emoțional și apoi tu poți să-ți redescrii scenariul. Greu, dar posibil. Spuneai totuși că iertarea de sine e vârful. Am ajuns la vârf sau încă nu? Sau mai ai unele? E ceva greu în aia de ierta. Pentru că n-ai putea defini concret ce înseamnă iertarea de sine. Pentru că iertarea nu înseamnă că gata, tu ai să fii fericit și ai zici gata, m-am iertat și ai ieșit din cabinet. Cărți întregi despre faptul că trebuie să ne iertăm pe sine. Da, pentru că asta e adevărat vinde. Că și eu am citit câteva și n-am înțeles cum să faci asta. Da, te-am pe tine, știi? Deci, cumva, trebuie să te ierți pentru anumite greșeli și acțiuni pe care tu le regreți. Să accepți trecutul, să fii bucuros de prezent și să speri la ceva mai bun. Asta ar fi formula în care să fii împăcat cu trecutul, să-l accepți așa cum a fost. Gata, n-al poți schimba. Deci prima etapă, să fii împăcat. Să ierți pe cei care te-au ofensat, dacă a fost asta, dacă este în ecuația dată și să ierți prin a-i zice, uite, te iert, îți mulțumesc. Să te ierți pe tine, să zici chiar, uite, mă iert pentru asta. Am făcut asta. Nu a fost corect asta. Dar accept sunt un om care pot face greșeli, deși asta e extrem de dureros. Să te bucuri de prezent, adică să faci maxim posibil omenește pentru a-ți aduce cât de cât bucurie în viața ta, sens în viața ta, să ajuți alți oameni, să creezi ceva și să speri la un viitor mai bun. Deci, asta ar fi formula. Simt. Iertarea nu presupune neapărat că trebuie să fii bun inclusiv cu cei care ți-au făcut rău, nu? Nu. Asta e așa ca nu. Iertarea, pentru că uneori confundăm aceste două lucruri. Iertarea presupune că, uite, eu nu o să am un impact emoțional intensiv față de tine, dar nu o să am o furie, nu o să am o dorință de agresivitate. Dar o să pot ține distanță. Iertarea presupune că eu accept ceea ce a fost. Deși mie nu-mi place asta. Dar este o diferență dintre nu trebuia să se întâmple, tu nu trebuia să faci asta și da, mie nu-mi place ceea ce a fost. Da, pot tolera momentul ăsta, dar nu înseamnă că eu trebuie să am o altă atitudine față de tine. Nu. A ierta pe altcineva poate să fie cute. Țin distanța, te înțeleg de ce ai făcut, ai avut motivele tale, dar eu în continuare nu vreau să discut cu tine. Asta presupune o iertare. Nu înseamnă că tu deschizi brațele și spui da, noi putem fi împreună iarăși. Nu e asta. Fix asta și în raport cu propria persoană. Nu înseamnă că tu stai și să-i spui, da, eu sunt cea mai bun. Nu. Poate să fii încă prezent o tristeță. Dar acceptarea ceea ce a fost. Deci, cumva, când noi în regret încercăm tot să anulăm situația și tot încercăm cumva, hai să reparăm, să reparăm. Dar unele lucruri nu se pot repara. Și asta e ideea. De a accepta că unele lucruri nu se pot repara. Și noi, gata, trebuie să trăim în prezent. Deși e greu. Și în prezent trebuie să găsim sens. Nu încercarea
să mă întorc tot mental în urmă și să zic că trebuia să fac altfel. Mi se pare cea mai bună explicație pe care am primit-o până acum. Mai ai 2 minute ca să ne povestești, să faci concluzia emisiunii și încheiem. Ce am putea să zicem? Noi toți o să regretăm. N-ai cum să scăpi. E ok să regreți. Bucură-te că regreți înseamnă că ai procese cognitive de nivel înalt. N-ai cum și bucură-te. Și nu pune atenția ta pe să scapi de regret. Pune atenția ta acolo cum să gestionezi, ce pot învăța din situația aceea, ce îmi poate aduce bun acea situație care s-a întâmplat și cum eu pot ajuta pe ceilalți. Pentru că suntem ființe sociale și ce suport pot aduce altor oameni din situația în care eu am fost. Deci nu încercați să fugiți de regret. Pur și simplu să-l gestionăm corect. Deci, gândește-te ce poți învăța din situațiile pe care le trăiești. Ar fi citatul perfect. Îți mulțumesc tare mult. Ne revedem sâmbăta viitoare. O seară frumoasă să aveți.